Așa s-a întâmplat că animalele se împrietenesc doar cu reprezentanții aceleiași specii, iar acest lucru este destul de logic. Desigur că uneori există cazuri în care pisica se înțelege bine cu un cățeluș, iar acest lucru nu uimește pe nimeni, însă există prietenii complet diferite, în care este foarte greu de crezut. Astăzi vă voi povesti despre familia urangutanelor și tovarășilor vidrele, care nu doar s-au întâlnit în circumstanțe ciudate, dar și care au reușit să se împrietenească foarte bine. Familia mică de urangutani, în care intră masculul de 24 de ani pe nume Udzan, soția lui de 15 ani pe nume Sari și copilul lor de 4 ani pe nume Bernai, sunt considerați vedetele grădinii zoologice Paradisa, care se află la 60 de km de capitala Belgiei, Bruxelles. În fiecare zi, sute de vizitatori veneau să viziteze familia de urangutani, întrucât ei sunt considerați cei mai apropiați de oameni. Ei la fel se bucurau de atenția vizitatorilor. Drept răsplată pentru atenția din partea lor, ei nu se rușinau și se comportau drăguți cu toți oamenii din grădina zoologică. Mai pe scurt, familia de urangutani duceau o viață bună și liniștită în incinta grădinii zoologice. Însă, într-un moment dat, viața lor s-a schimbat. Totul constă în aceea că pandemia globală a forțat administrația grădinii zoologice să interzică accesul vizitatorilor, iar urangutanii obișnuiți cu atenția din partea altor persoane au fost lipsiți de principala bucurie din viața lor. În plus, imediat după ce numărul de vizitatori a scăzut, muncitorii au observat că maimuțele și-au pierdut pofta de mâncare, iar dispoziția lor a devenit foarte agresivă. Mai mult, cei trei s-au închis în peșteră și au refuzat să mai iasă de acolo. De la bun început, era clar că ei sunt foarte supărați și dezamăgiți pe viață. Cred că nimeni nu bănuia cât de importanți erau oamenii și comunicarea cu ei. Deținătorul grădinii zoologice pe nume Matthew și-a dat seama că dacă acest lucru va continua, maimuțele sentimentale nu se vor mai putea întoarce la vechiul mod de viață. Acest lucru înseamnă că ei riscă să moară din cauza singurătății și trebuie de acționat cât mai repede posibil. La început, muncitorii de la grădina zoologică au decis să-i distreze singuri, însă primatele erau inteligente și făceau diferența dintre vizitatori și muncitori. Chiar dacă acest lucru îi ajuta puțin, ei oricum aveau tristețe în ochi. Și exact după ce încercarea de a-i ajuta pe urangutan nu a avut un final fericit, deținătorului grădinii zoologice i-a venit în minte o idee foarte bună. Ziua următoare, bărbatul a dat ordin de a construi un râu artificial, care va trebui să treacă prin teritoriul familiei de urangutani. La începutul râului a fost construit un volier, unde locuiau cei mai mari bandiți al grădinii zoologice, adică vidrele. Curând, curioși de ce se află mai departe de casă, animalele mici au plecat pe canal pentru a studia împrejurimile. Merită de remarcat faptul că aceste animale energice distrau pe toți din jur. Curiozitatea lor i-a dus pe vidre pe teritoriul familiei de urangutani. Nimeni nu știa cum va decurge prima întâlnire, toți sperau la cel mai bun și iată că în curând asta s-a întâmplat. Când în volierul maimuțelor a ajuns o vidră, primul din peștere a ieșit Bernai, care încă niciodată nu a văzut asemenea animale. Spre fericirea angajaților, maimuța a reacționat bine la noul oaspete, după care i-a întins mâna. Vidra la rândul său s-a apropiat de Bernai și a început să-l miroase. Mai pe scurt, întâlnirea lor a avut loc bine și fără probleme. Văzând oaspetele necunoscut alături de fiul lor, Udzan și Sari imediat au sărit în ajutor. Dar după cum s-a dovedit mai târziu, după 5 minute, ei de asemenea au făcut cunoștință între ei. În loc să-l ia pe fiul său în peștera întunecoasă, urangutanii uriași nu doar i-au permis să se joace cu vidrele, dar au rămas să se cunoască mai bine. Bineînțeles că starea de spirit a maimuțelor s-a schimbat rapid în una mai bună. Și sărind puțin mai în față, voi spune că animalele complet diferite cu interese opuse au reușit să devină o întreagă familie. De la prima întâlnire, animalele au început să petreacă tot timpul împreună, jucându-se de avați ascunsele. După spusele lui Matthew, vidrele se ascund sub trunchiurile mari a copacilor, iar micuțul Bernai aleargă prin volier în căutarea lor. Uneori, vidrele vin în vizită doar pentru a-l tachina pe Bernai și arată asta foarte amuzant. Animalele mai mari își petrec timpul cu urangutanii în vârstă, care stau cu blândețe în labele uriașe.
Fotografii abia reușesc să facă poze comune cu ei, însă cele reușite într-adevăr sunt foarte amuzante. Recent, la intrarea în grădina zoologică, a apărut un stand întreg pe care sunt atârnate pozele lor. Sare își hrănește prietenii direct din labele sale, iar micul Bernie aleargă după ei prin întregul volier. Aflând despre râul construit de Matthew, jurnaliștii au luat legătura cu el pentru a afla cum s-a schimbat viața vedetelor de top a grădinii zoologice. După spusele sale, Matthew până în ziua de azi completează râul artificial cu diferite plante și bușteni. De asemenea, reușind să îmbunătățească condițiile de trai a familiei de urangutani, muncitorii grădinii zoologice au primit posibilitatea de a dezvolta fără probleme inteligența animalelor, folosind diferite puzzle-uri și chiar ghicitori. Pentru bunăstarea primatelor, în primul rând, este nevoie de un volier mare și de organizare bună în dezvoltarea gândirii lor. Asta înseamnă că urangutanii, cu care oamenii împart 97% din ADN-ul lor, trebuie mereu să fie ocupați mental, emoțional și fizic. Ideea de a construi un canal artificial a apărut întâmplător, însă cu demnitate putem spune că este una dintre cele mai bune idei, deoarece comunicarea cu alte specii de animale are un efect pozitiv asupra dispoziției lor. Realizând că decizia de a combina volierele este mai mult decât bună, muncitorii au decis să facă aceeași schemă cu pinguinii și focile, cangurii și pelicanii, girafele și struții. Familia urangutanelor este atât de familiarizată cu vâdrele, încât a încercat să înoate spre micii prieteni. În schimb, aflând despre relația atât de neobișnuită între vidre și maimuțe, mii de oameni își doresc să viziteze grădina zoologică din Belgia. După cum puteți observa, până și cele mai diferite animale pot găsi un limbaj comun într-o situație dificilă. Prieteni, vă cum vi s-a părut ideea lui Matthew de a împrieteni pe urangutani cu vidrele? Desigur că scrieți-ne comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul de astăzi, rupeți butonul de like, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul Smart Child. Pe curând!